Lăudă să fie Domnul, căci în veac ține îndurarea Lui. Îmi place așa mult versetul ăsta, aș putea să-l cânt pentru toată veșnicia. Când Iosafat a fost atacat de trei armate, spune Scriptura că în spaima și în groaza lui a căutat pe Domnul și a pus niște leviți înainte să meargă și au început să cânte un singur verset de cântare, fără strofe, fără refren, fără brici, fără solouri, fără căci în veac ține îndurarea Lui. Vrednic e Dumnezeu, căci în veac ține îndurarea Lui. Și tot poporul spunea, căci în veac ține îndurarea Lui. Dragilor, în dimineața asta, pentru că am avut așa o săptămână de binecuvântată, am fost și eu prezent de miercuri până, până vineri, vineri a fost ultima zi, am avut niște zile fantastice în care am descoperit din nou fântâna Duhului Sfânt și fântâna Cuvântului lui Dumnezeu care ne vorbește azi. Pentru că în Matei 4 cu 4 este un cuvânt care mi-a fost far de la vârsta de 16 ani jumate de când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Spune acolo că ce omul nu trăiește doar cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Și acolo este cuvântul Rema. Ca să ai un cuvânt Rema, un cuvânt de inspirație, un cuvânt de revelație la momentul potrivit, în momentul în care ești în viață, trebuie să mergi pe Logos. Ca să poți să mergi pe ape, trebuie să stai în barcă și barca este cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața asta mă simt provocat să merg pe aceeași idee a săptămânii și cuvântul și predica care mi-a dat-o Dumnezeu se numește Să fiți cei din tâi în fapte bune. Wow! Dar aș vrea să fac o precizare înainte să citesc versetul din tit. Predica nu promovează faptele ca mijloc de mântuire. Noi știm că suntem mântuiți prin credință în Iisus Hristos. Însă dacă credința noastră este adevărată și nu poartă cu ea faptele credinței, atunci credința noastră este una zadarnică care îi lipsește viața. Exact ca și cum ai avea o lanternă și te dai mare că ai baterii de calitate, dar nu luminează niciodată lanterna ta. Problema este la baterii. Înseamnă că credința noastră nu este una autentică. Spunea unul din apostoli și dracii cred și se înfioară, au o credință mecanică, o credință mentală, dar credința aceea nu îi mântuiește. De aceea predica nu promovează faptele ca mijloc de a ajunge la credință și a câștiga favoarea și mântuirea lui Dumnezeu, ci faptele ca dovadă ale credinței în el și ca o dovadă a mărturiei noastre care o avem deja înăuntru nostru prin Duhul Sfânt. Amin? Tit 3:8. Adevărat, 3 cu 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Toată săptămâna am avut așa gândul ăsta împreună cu păstorii aici și slujitorii că Dumnezeu ne cheamă să trecem de la teorie la trăire și de la multă polologie și multă teologie care și aia e bună să trecem la practica cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu până la urmă nu evaluează uh, intențiile noastre, evaluează faptele. Așa spune Scriptura. Vedeți, există o dilemă în creștinătate, schizofrenia asta între teorie și trăire. Mai ales în era asta în care toată lumea știe ceva, nu mai poți să înveți pe nimeni. Cum ai deschis gura, românul îți răspunde, eu știu. Toți suferim de boala, eu știu, dar știți de ce? Pentru că ne-am îmbătat cu ideea că dacă ascultăm multe predici de pe internet și citim multe cărți și avem informație, e tot una cu trăirea. Dar teoria e una, trăirea este alta. Trăirea se vede în faptele alea care luminează și sunt o mărturie înaintea oamenilor. Cel mai probabil sau Părerea mea asta, eu știu și părerea multora, este că în ultimii 30 de ani biserica a pierdut din viteza luminii. Și vrem să recuperăm acea viteză pentru că noi suntem făcuți să mergem cu viteza luminii, cu viteza luminii cuvântului lui Dumnezeu, amin? Noi nu putem ca să lăsăm starea noastră să devină una care trebuie aruncată la gunoi. Nu putem să lăsăm lumina noastră să devină întuneric. Cum spune Ioan, lumina noastră trebuie să rămână lumină și să fie demonstrată în faptele credinței, amin? Trăim în timpuri, cum spuneam, și cum spune Scriptura, în Titul 1 cu 16 spune Scriptura acolo, că oamenii îl cunosc, dar îi tăgăduiesc puterea prin faptele lor. Sunt mulți care se laudă că îl cunosc pe Hristos și eu, când eram ortodox, mă laudam că îl cunosc pe Dumnezeu. Spuneam rugăciunile, spuneam Înger, Îngerașul meu, Mama Maria, Născătoare de Dumnezeu, Tata, toți iutorul, știam crezul, știam tot. Dar faptele mele spuneau o altă poveste. Cu mintea, mi-aș fi dorit să fiu unul din credincioș dar cu faptele, cu firea, eram atras de lume, eram atras de păcat și demonstram contrarul. Vezi, Dumnezeu nu ne cheamă la o înșelătorie. Dumnezeu vrea să ne evaluăm corect prin prisma cuvântului în dimineața asta. Și prisma cuvântului spune așa, că dacă tu care îți spui creștin și crezi în Dumnezeu, urăși pe fratele tău, te minți singur, ești un mincinos și trăiești în întuneric. Tu nu trăiești în lumină. Biblia este foarte clară, dragii mei. Sunt foarte mulți care în vremurile din urmă o să fie înșelați pentru că Domnul Hristos a prorocit. În vremurile din urmă vor căuta să înșele pe cei mai mulți, chiar și pe cei aleși. Și știi care e cea mai mare înșelătorie? Nu cea din afara bisericii, cea mai mare înșelătorie în biserică. Pentru că am început să credem că dacă avem cunoștință, este îndeajuns. Dar Biblia spune clar, credința fără fapte este moartă. Apoi acum, eu am fost pe la cimitir de când sunt mică, fiind născut în Moldova și într-o zonă unde alcoolismul avea cote gigantice, mega gigantice, acolo lângă Codnar, să murea foarte devreme. Și mergeam la cimitir aproape în fiecare săptămână să mâncăm colivă și mai vedeam câte unii că plângeau pentru mult, arți înjurau mortul și mortul nu zicea nimic. De câte ori trec pe aici, pe centura asta, pe lângă cimitir, centura asta frumoasă, din urmă, mă uit spre cimitir și zic, uite cum nu zic nimic. Așa e și credința multor biserici. Și așa este credința multor creștini. O credință care nu mai spune nimic. Și vă spun, cum spunea și Leonard Avahil, noi nu avem nevoie de o demonstrație acum în secolul ăsta a credinței creștine sau a teologiei credinței creștine sau o redefinire ce avem nevoie de o demonstrație a credinței autentice. Avem nevoie ca să mergem pe stradă de oameni din ăștia care când merg pe stradă se opresc cu oamenii și zic, a, te știu, tu umbli cu Iisus. Hmm. Îl tăgăduiești și tu cu faptele? Apostolul Iacov ne avertizează clar că această credință teoretică, cum ești și a dracilor, și este se înfioară, nu îi mai poate salva de pedeapsa veșnică. Oare ai și tu o astfel de credință? O credință teoretică, o credință... teoretică. Băi, știu, știu... Știu, eu știu, eu știu, dar întrebarea este, aplici ceea ce știi? V-am povestit că atunci când m-am întors la Domnul la 16 ani jumate, era un Ion care s-a pocăit odată cu mine. Și la noi în fiecare lună era versetul lunii sau versetul săptămânii, nu mai țin minte? Și pastorul tot întreba, Ioan, ai învățat versetul săptămânii? Ce păi frate pastor, eu am învățat un singur verset, să nu fur. Zice, întâi să-l aplic pe ăsta și după aia trec la să nu mint. El era să ocupa cu, cu cinciu, cum să spune. Vedeți, dilema asta, doctrină fără trăire, este o înșelătorie. Sunt atât de mulți oameni care să mint pe ei însuși, să înșeală pe ei. Nu sunt împlinitori ai cuvântului, cum spune Iacov, și atunci tu trăiești o înșelare. Tu te minți pe tine frumos că doar pentru faptul că vii la biserică ești mântuit. Dar credința adevărată trebuie să se vadă în fapte. Spunea „Eu am Botezătorul în Luca 3, faceți roade vrednice de pocăință. Chemarea Domnului Hristos a fost iarăși, pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Avertizările în Evanghelie sunt multe. Nu vă înșelați singuri, nu vă înșelați singuri. În Matei 24, 25, Domnul Hristos de patru ori menționează acolo, nu vă înșelați singuri. De războaie o singură dată, de cutremur o singură dată, de molime o singură dată, dar de înșelătorie de patru ori, nu vă înșelați singuri. Cum poate un creștin să se înșele singur? Crezând că știe, dar nu trăiește. Teorie, fără trăire. Și atunci e schizofrenia asta spirituală și oamenii zic, lasă-mă mă cu pocăiții, că una zic și alta fac. Dar fraților, între noi nu trebuie să fie așa, căci Iacov spunea, frații mei, cei folosește cuiva să spună că are credință, dar nu are fapte. Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul din voi zice, du-te în pace, Duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului la ce iar folosi. Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă vă zice cineva, tu ai credință și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii crezi și se -nfioară. Vrei dar să înțelege om nesocotit că credința fără fapte este zadarnică. Cu alte cuvinte, o credință, dacă îi prezinți Domnului o credință fără fapte, Domnul nu are ce să facă decât să o arunce la gunoi, pentru că nu spune nimic, nu luminează. E o credință moartă, el nu are ce face cu o credință moartă. Iarăși, predica, Asta, nu vrea să sublinieze faptele ca mijloc spre mântuire pentru că noi suntem mântuiți prin credință, dar dacă ne-am născut din nou și a, suntem credincioși, avem credința aia autentică, se va vedea în fiecare zi și în fiecare faptă pe care o facem, amin? Nu știu voi, dar eu când m-am întors la Dumnezeu, am avut în mine un imbol să mă duc să-mi cer rătare părinților mei. Am avut în mine un imbol să merg să cer iertare profesorilor pe care i-am înjurat, i-am scuipat, i-am bătut. Am avut în mine un imbol, m-am pus în genunchi în fața unora prietenilor mei. De ce? Pentru că credința aceasta vie a Domnului Hristos, Duhul Sfânt lucra în mine și am început să, să umblu în ea în faptele credinței. Cum evaluează Dumnezeu sau ce evaluează Dumnezeu? Apocalipsa 2 cu 19. Știu faptele tale. Stai frate, noi i de ajuns să am intenții? E super ca ai intenții. Cunosc oameni care atunci când văd pe cineva că face un bine, spun așa, mă gândeam și eu. Dar îți spun ceva, intențiile nu sunt egale cu faptele. Domnul Hristos nu o să ne judece după intenții bune. O să ne judece după faptele credinței. Știu faptele tale, nu intențiile. Spunea un om al lui Dumnezeu, Că cea mai mică faptă bună este mai mare decât cea mai strălucită intenție a, unii, a, a oamenilor. Cea mai mică faptă bună. Cea mai mică faptă bună. Știu faptele tale. Apocalipsa 3 cu la fel, știu faptele tale. Eclesiastul 12 cu 14, el va aduce orice faptă la judecată. 2 Corinteni 5 cu 10, că și toți trebuie să ne înfoțișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a fi făcut când trăia în trup. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Tit 2 cu 14. Ia să vedem ce vrea. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru... Hai să citim împreună. Plin de râvnă pentru fapte bune. Eu vreau să te întreb. Unde este râvna ta pentru fapte bune? S-ai pierdut-o cumva de la Revoluție până acum? Pentru că poveștile care le aud eu despre Biserica Domnului înainte de Revoluție sunt doar povești despre fapte bune făcute de oameni care n-au avut resurse și n-au avut relații și n-au avut prea mult. Și totuși ei au luminat și au strălucit în lumea asta de întuneric. Ai pierdut cumva râvna pentru fapte bune? Domnul Hristos spunea râvna pentru casa ta, Dumnezeule mă! Mănâncă, mă consumă, pe tine ce te consumă? Râvna pentru lume, râvna pentru păcat, Râvna pentru ce? Vreau să fiu unul din oamenii Domnului care sunt plini de râvnă pentru fapte bune, pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Haideți să mai citim o dată versetul ăsta împreună. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Ești tu plin de râvnă pentru fapte bune? Atenție, faptele bune, când le are în vedere Scriptura, are în vedere pe aproapele nostru, nu pe tine. Are în vedere familia ta, spune că cine nu are grijă de familia lui e mai rău ca necredinciosul. Plin de râvnă pentru fapte bune. Doamne, ajută-ne să recăpătăm această râvnă, amin? Pentru că Tu vrei să, fii, să fim cei din tâi în fapte bune. De ce ne cheabă Dumnezeu la fapte bune? Pentru că spune Scriptorul așa, pentru că oamenii din jurul nostru, dragii mei, au nevoie de modele. Eu când m-am întors la Dumnezeu, am văzut cu adevărat un om credincios. Eu eram un om pierdut, un tânăr fără orizont, plin de întuneric, unul care băteam, spărgeam, făceam urât și știți ce? Oamenii ăștia m-au luat și m-au primit în casa lor și m-au pus la masă. Și au spus, ce prăjituri îți plac să să mănânci? Și zic, mie îmi place plăcinta cu mere. Facem plăcintă cu mere. Ce îți place să bei? bineînțeles, nu mă vreau să referau la alcool, cafeaua cu lapte, cafea cu lapte. Și am stat acolo cu ei și au început să mă împărtășească credința creștină și m-au învățat siguranțele și să rugau pentru mine și plângeau, îngenuncheau și mă uitam la ei cum plâng și ziceam, eu îmi făceam cruce, vă spun sincer. Doamne, ce coștea, ce plâng ăștia pentru sufletul meu, că eu nu înțeleg. La noi se plânge pentru sufletul mortului. Ăștia plâng pentru sufletul viului. Și oamenii ăștia mișloceau și strigau, Doamne, fă un slujitor, Doamne, nu lăsa, eliberează-l de păcate, eliberează-l de tutun, eliberează-l de... Și eram atât de șocat că oamenii ăștia au putut primi în casă un om rău, un răfocător. Dar ei au luminat în viața mea. Spune Scriptura aici, în Tit 3 cu 1, adule aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte și să fie gata să facă orice lucru bun. Ești tu gata în fiecare zi să faci un lucru bun? Când îți dă Domnul oportunitate așa pe, pe neașteptate, ești tu gata sau te uiți la cea și zici, a, acum vreau să mănânc prânzul. Ești gata să lași prânzul tău pentru cel de lângă tine? Ești gata să lași 15 alea minute sau jumate de oră de pauză în zi, la locul tău de muncă pentru aproapele tău? Ești gata? Ești gata să plătești un preț? Sau vrei să dormi pe scaun până la venirea Domnului? ci să mergi fără nicio roadă în cer. Tit 2 cu 7. Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune. Te rog frumos să mi-l pui, mulțumesc tare mult, biserică. Haideți să citim împreună. Citirea Scripturii este poruncită de Pavel în Biblie către Timotei și spune ai grijă la citirea publică a Cuvântului Lui Dumnezeu. Eu cred că atunci când citim Scriptura, nu numai că se întâmplă miracole, dar ne transformă mintea, ne transformă inima și Dumnezeu dă mărturie în fața marturilor văzu și nevăzut. Haideți să o citim și dă pe tine însuți pildă de în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție și de vrednicie. Doamne, ajută-mă să fiu așa. Tit 3 cu 14. 3 cu 14. Ai găsit împreună. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâini. Wow! Deci, cu alte cuvinte, când noi stăm lipsiți de faptele astea bune ale credinței, nu numai că arătăm că avem o credință moartă, suntem și neroditori. Dar noi știm că Biblia spune că Harul lui Dumnezeu nu ne va lăsa nici leneși, nici neroditori. Deci cu alte cuvinte, când tu ești neroditor, este primul semnal că tu ai căzut din har, dar nu știi. Este primul semnal că ai căzut din credință, dar tu nu știi. Credința ta nu mai e vie, e o credință moartă. Credința ta a fost a părinților tăi sau credința de acum 30 de ani. Îmi spunea un, un om odată, hei, hey, tinere, nu-ți tu mie Evanghelia, păi eu m-am pocăit în 86. Am avut credință în Domnul Hristos și m-a eliberat de acolo și de acolo și de acolo. Zic, dar cum ești astăzi? Pentru că Biblia spune, cine crede în Fiul lui Dumnezeu? Ai făcut update la credința ta? Că poate ți-a murit credința pe parcurs. Care este avertizarea Bibliei pentru oamenii care au credință, dar n-au fapte? Așa cum spunea Apostolul Iacov, în Iacov 1 cu 21, fiți împlinitori ai Cuvântului, nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Știți care e cea mai mare tragedie? Că atunci când eram în lume, eram înșelat de păcat și de diavolul. Dar când am venit în biserică, am văzut oameni înșelați de ei înșiși. Oameni care îmi spuneau și îmi predicau ceva, dar când mă uitam la viața lor, era altceva. Oameni care îmi povesteau de iubire, dar să certau cu părinții. Oameni care îmi de pacea Domnului, dar între el și nevastă asta era numai tensiune și numai ceartă. Oameni care îmi povesteau de cum trebuie eu să trăiesc, dar copiii lor erau plecați prin lume. Oameni și atunci am zis, Doamne, ce e asta? Zic, eu nu m-am întors de la ortodox și la altă religie. Mie îmi trebuie o credință adevărată în Hristos. Eu vreau să fiu mântuit. Prea mult. Oamenii, lumea s-a uitat la biserică și au zis, zic una și fac alta. E timpul ca bisterica să zică și să facă. Fiți împlinitori ai cuvântului. Spune-i Domnului, Doamne, ajută-mă să fiu împlinitor. Mulți consideră că nu mai au nimic de învățat și dau lecții și predau lecții de teorie dar practica le lipsește. Îmi ceea ce spunea Iacov 3 cu 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Incredibil! Dacă ești înțelept și priceput, unde să vede înțelepciunea și priceperea? În faptele bune făcute cu ce? Cu blândețe și înțelepciune. Deci dacă nu se văd faptele bune, atunci n-ai cum să spui despre tine că ești un om priceput, cu toate că tu poate crezi. Dar tot ceea ce este spiritul ăla al lui Iacov, de înșelătorie și de combinații românesc. Tu n-ai o înțelepciune care vine de sus, pentru că înțelepciunea care vine de sus conduce la neprihănire, spune scriptura. Care este avertismentul domnului? Apocalipsa 22 cu 12. Iată, oameni, Adina este prima persoană care mă trage de mânecă. Vezi ce ai predicat, vezi ce predici, vezi ce predici. Și am prieteni pe lângă mine care mă țin responsabil și ar fi bine ca și tu să ai prieteni ca lui Daniel. Să te țină responsabil și când o iei pe lângă și doar predici și nu trăiești, să te tragă de mână să zică, hei, 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 vezi că deja devii un teoretician foarte bun. Dar Hristos cheamă la practică biserica lui. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după fata lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cel ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în ea. Eu, Iisus, am trimis sângerul meu să vă adevărească aceste lucruri pentru biserică. Doamne, dacă așa stau lucrurile, că Tu vei judeca faptele noastre, care vin în urma credinței în Tine, pentru că dacă credința e în Tine și e adevărată și ne activează, atunci intrăm și facem faptele neprihănirii. Ce să facem, Doamne? Dumnezeu ne învață ce să facem. Matei 5 cu 16. Matei 5 cu 16. Am acolo un omuleț mic la, la calculator, mă înțeleg cu el de minune. Domnul să-l binecuvânteze. Citim împreună. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea ca ei să vadă faptele voastre și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Eu lasă versetul, vreau să vă întreb. Ați auzit rugăciunile astea? Doamne, luminează Tu, Doamne, în Oradia, Doamne! Salvează Oradia, Doamne, luminează, strălucește! Și Domnul zice, bă, eu te-am trimis pe tine să luminezi. Eu am fost acolo și v-am dat lumina ca să duceți mai departe. Cum spune Scriptura? Rugați-vă să strălucească Hristos în Oradea. Ce spune acolo? Tot așa să lumineze și lumina a noastră. Cum? ca ei să vadă faptele voastre bune. Ăsta e cel mai frumos indiciu al luminii cerești. Domnul Hristos îți spune clar, lumina e tradusă în fapte. Nu ai fapte, n-ai lumină, n-ai bateriile cu tine. Mi-aduc aminte când eram în armată, m-am întâlnit aici cu un frate care și el a făcut în Craiova armata și povesteam de Balta Verde, de Parcul Romanesc, cu toate zonele acolo. Eu eram în gard, am făcut 9 luni jumate de gard, am fost la intervenții, păzeam depozite de armament militar, nu trebuia să spunem că arme, ne spuneau să spunem că cartofi, dar eu nu puteam să mint. Și stăteam acolo și știți, pentru că <coughs> distanțele erau foarte lungi, Erau undeva la, între 1 și 2 și 3 km, între posturi, ne dădeau lanterne. Și mi-aduc aminte că mi-a dat cineva o lanternă într-o noapte și m-am dus. A venit controlul. Domn capitan, îmi permite să raportez. Ia zi, ai luminat, ai văzut, sigiliile sunt bune. Domn capitan, îmi permite să raportez, luminez doar cu viața, că baterii nu am la mine. Ei știau că spocăi, de-aia mă punea un primul post. Zice, pune-l pe pocăit un primul post, că ăsta nu doarme, ăsta e serios. Și când strigă, stai cine e, să trezesc toți din toate posturile. Cum n-ai baterii la tine? Zic, o am decât paia internă de la Duhul Sfânt. Aveam nou testament la mine, aici îl purtam. Zic, n-am baterii, mi-au dat lanternă fără baterii. Și nu luminează, nu luminează. Să-mi spui cine a fost pe schimb. Ăsta era dur de tot, îl chema capitanul minune. Câtă bătaie am luat de la ăsta, nu vă pot spune. Chiar și îl chema, capitanul minune. A făcut minuni cu noi. Ne-a făcut bărbați, cum să spune. Și vedeți, că nu ai bateriile sănătoase, când n-ai credința sănătoasă în tine, nu este nimic, tu apeși butonul. Tu te strădui, da? Lipsă fapte bune, lipsă de lumină. De ce? Pentru că trebuie să verifici. Oare cumva ai bateria aia bună? Ai credința aia vie și adevărată? Pentru că dacă ai credința vie, aia te pune la lucru, amin? Credința vie nu te pune la somn. Îmi place cum spune aici în Matei 7, 21-23 Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerilor mai dur. 2 Corinteni 6, de la 7 la 18, 2 Corinteni 6. De aceea ieșiți din mijlocul lor, depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi înveți veți fi fi și fi, ce zice Domnul cel atotputernic. Vezi? Ce ne cheamă Dumnezeu să facem? Să ieșim, să ne sfințim, să ne punem deoparte, și apoi în legătură cu El pentru că rămânem în viță să luminăm prin faptele noastre bune, amin? Nu poți să stai și să faci faptele întunericului și să aștepți ca să vină prezența Lui Dumnezeu când te rogi. Mi-aduc aminte când Adina lucra cu tinerii, veneau tinerii și spuneau Suntem în depresie, suntem, avem coșmaruri noaptea și Adina a întrebat simplu, ce filme vedeți? Păi filme cu vampiri, dragii mei, nu puteți să băgați întuneric în voi și să așteptați să iasă? Lumină. E imposibil. Trebuie să-l băgați pe Domnul acolo. Dragilor, dacă avem credință fără fapte, Scriptura spune că înaintăm în necinstirea lui Dumnezeu. E incredibil. De asta, Efeseni 2 cu 20 ne cheamă să mergem. Spune că suntem predestinați sau chemați să mergem în faptele bune pregătite dinainte de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când tu te trezești luni, în ziua de luni, Dumnezeu n-a -a pregătit doar bunătăți pentru tine. El a pregătit niște oportunități de slujire, niște fapte bune pregătite care sunt deja acolo. Tu trebuie doar să te aliniezi cu călăuzirea Duhului și să le împlinești, să fii mâinile Lui în societatea asta. Amin? Chemarea este să mergem în faptele bune pregătite dinainte. Coloseniul 1 cu 10. Astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade, Incredibil ce scrie. Nu știu, observați ce scrie acolo. Aducând roade în ce? Toată biserica, vreau, hai să o spunem vreun, în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Nu știu dacă observați că faptele bune care vin din credință sunt înaintea cunoștinței. Aducând rod. Unde ți este rodul, soră? Unde ți este rodul, frate, tinere? Unde ți este rodul? Iată de haine și întreabă de Sani, unde ți este rodul? Păi eu rodesc, eu am prezența, știu versetul, e bine că le știi, slavă Domnului, dar roadele se văd în tot felul de fapte bune. În tot felul de fapte bune. 1 Timotei 6 cu 18 îndeamnă pe bogați să facă bine, să fie bogați în fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Incredibil. Incredibil. Spune Scriptura clar că atunci când credința noastră este fără fapte, înaintăm în necinstirea lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că atunci când tu nu mai ai fapte, treci o săptămână, trec două, trece luna și tu nu faci niciun fapt, tu, tu nu-ți mai manifesti credința, nu mai demonstrezi că credința ta este vie și este în Hristos. Înaintezi în necinstirea lui Dumnezeu, îl necinstești? Eu aveam un tată care fost profesor, el a avut și o problemă mare cu alcoolul de care a și murit, dar lui îi plăceau mult florile. Și mi-aduc aminte că în fiecare dimineață când pleca la școală, mă punea în picioare și îmi ținea prelegerea. Ai grijă să uzi florile, el ținea foarte mult la flori. Avea o grădină plină de flori, nu vă pot spune, portensii, tot felul de regina nopții, vai ce era acolo. Și eu pentru că eram neascultător de tatăl meu, eu nu le udam dimineața până să iasă soarele și cum am locuit în Craiova 12 ani și am făcut școală acolo, acolo am prins și temperaturi de 46-48 de grade. Eu mi-aduc aminte ca și copil, mă uitam pe ceasul din centrul Craiovei care măsura temperatura. Deci 48 de grade nu e nou ce am avut noi acum că e încălzirea globală. Erau și atunci. Și florile la 48 de grade, știți să se întâmpla cu ele fără apă, începeau să eu ce făceam? Îmi dădeam seama pe la 3-4 că vine tata de la școală, fugeam repede, luam gălețile cu apă rece de la robinet pentru că apa venea pe țeavă tocmai de la Izvarna din munți, de acolo, de la 110 km și mă duceam și dădeam pele. Pe Când intra tata în curte, toate florile erau opărite, săracele. Eu vreau să vă întreb, îl cinsteam eu pe tatăl meu sau înaintam în necinestirea lui? În necinstire. I-am stricat 3-4 ani florile. Și știți, pentru că tata era un om care era cu legea în mână, la fiecare floare care era căzută, luam 10 curele. Dumnezeu ne cheamă în harul lui pentru că ne dă har, spune Scriptura Tit 2, 2 de la 11 la 12. Vreau să-mi pui Tit 2 de la 11 la 12. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Eu vreau să vă întreb, noi mai trăim cu cumpătare? Ținem post, slavă Domnului. Mi-aduc aminte, eram și în Baia Mare, țineam post. Și seara, să puneam masa. Zilele astea am ținut post. Slavă Domnului, unii dintre noi. Am ținut. E bun. Aseară am avut ce să mănânc, dar am mai primit ceva bun de la niște frați. Și mă uitam, atâta era. Mă gândeam, Doamne, ce aș mânca și pe asta. Și m-a întrebat Domnul Sănic, că tu trăiești cu cumpătare. Pofta vine, bate la ușă, dar tu s -o stă, pânești. Amin. Ne cheamă Dumnezeu să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie în, în sezonul ăsta. Vreau să te întreb care este modelul tău? Pentru că fapte 10 cu 38, dacă poți să-mi pui fapte 10 cu 38, te rog, se vorbește despre impactul sau despre ungerea Duhului Sfânt care a fost în viața Domnului Hristos și aș vrea să citim împreună. Cu Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret care umbla din loc în loc, făcea și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, că și Dumnezeu era cu el. Lasă versetul, te rog frumos. Eu cred că asta suntem chemați să facem noi. Să umblăm din loc în loc, tu acolo unde ești, unui pensionar, altul inginer, altul doctor, altul stomatolog, altul student, altul predicator, altul vin de la benzinărie, altul vin de la supermarket, altul prășește și are timp mult și nu are ce face cu el și zice, hai să mai dau din timpul meu vecinilor. Dar cred că asta ne cheamă Domnul, să umblăm din loc în loc și să facem bine. Încă o dată, nu aduc aici o teologie a faptelor. Eu sunt mântuit prin credință. Dar dacă acea credință mare a mea în Hristos e vie, va produce fapte, va produce lumină. Amin? Pentru că eu și înainte, vă spun sincer, aveam credință în Dumnezeu. Am fost la ortodox și am fost și la catolici, că aveam prieteni, pupam picioarele lui Ioan și lui Iosif și... Nu s-a întâmplat nimic în noi. Faptele noastre tăgăduiau puterea lui Dumnezeu și Biblia. Faptele noastre arătau că aveam un alt stăpân. Eu vreau să te întreb, faptele tale spre care stăpân arată? Iubirea de bani, spre care stăpân arată? Ura, spre care stăpân arată? Bârfa, spre care stăpân arată? Mânia, spre care stăpân arată? Frustrarea, sunt frustrat, sunt frustrat, sunt frustrat, dar spre care stăpân arată? Confuzia, niciodată nu știi să iei o decizie potrivit cu Scriptura, spre care stăpân arată? Dragilor, haideți să ne evaluăm pe noi înșine. Hai să nu mai rătăm spre vecinul. Pentru că Domnul Hristos ne-a dat un sfat mare. Înainte să te uiți la altul, unde trebuie să te uiți? Înainte să te uiți la paiul altuia, uite-te la bârna ta. Evaluează-te pe tine. Vreau să te întreb în dimineața asta. Ești un om al intențiilor? Trăiești în țara intențiilor? Ah, am vrut și eu să fac asta, pastor Tibi. A, am vrut și eu, aveam și eu intenția să dau mai mult. A, am vrut și eu să vin în misiune să vă ajut. Am vrut să mă duc cu fratele Dan la pușcărie, dar până la urmă am trimis o rugăciune, că rugăciunea lucrează la distanță. A, am vrut, trăiești în țara intențiilor. Sunt mulți pocăiți creștini, copii ai Domnului care ei trăiesc în țara intențiilor. Au intenții bune. Dar știți cum spunea, cred că Derek Prince spunea că drumul spre ea de pavat cu intenții bune. Intențiile bune nu ne salvează de la nimic și nu produc nimic până nu treci la acțiune, la fapte. Trăiești în țara intențiilor sau ești gata să treci la acțiune? Vreau să termin cu o poveste din Biblie. Pentru că întrebarea în dimineața asta este simplă: Ești gata să demonstrezi că ești copilul Domnului? Sau vrei să te înșeli și pe tine, și pe familia ta, și pe ăștia care sunt în lume, care deja le-am transmis un mesaj dublu. Spunem una, facem alta. Și ei nu vor așa ceva, pentru că Dumnezeul nostru este unul singur, nu e dublu. El ce spune, face și ce poruncește, ia ființă. Luca 10, de la 25 la 37. un pic. Câteodată se întâmplă să scriu referințele prost în tabletă. Și ieri am scris una prost, nu? Vale. Și când ne-am uitat mai bine și cu pastorul Tibi era bine, numai nu mai vedeau ochelarii mei bine. N-am văzut bine. Imediat. Îl găsim. E vorba de o pildă care ne învață lucruri extraordinare. În 10 scuză-mă, 10, 25 și 37. Am zis 20? 10 am zis? Ok. E pilda bunului samaritan. Și aș vrea să scot câteva lucruri din pilda aceasta, pentru că aici sunt niște personaje care văd pe drum un om căzut. Și așa e lumea din jurul nostru, este o lume căzută pe drum. Ei au început o călătorie, dar nu au mai ajuns la destinație. Și noi care suntem copiii Domnului și știm multe versete, și știm teoriile, și știm cum să ne rugăm, trecem de multe ori pe lângă ei și știi ce? Zicem, lasă ca să vină altul. Îl vedem căzut, vezi că-și cere și n-aplici cuvântul cine cere, dă-i. Te uiți la el și zici, ei boschetar, nu-i dau cășat țigări. E treaba ta ce-și Biblia spune, dacă-și cere, dă-i. Ai discernământ, ai înțelepciune, ai grijă ce dai, poți să iei un corn, poți să iei un croasant, dar dă -i. Suntem noi gata să trăim cuvântul lui Dumnezeu sau doar ne păcălim singuri? Pentru că aici, pe drumul ăsta, a coborât un preoț și un levit și fiecare dintre ei, unul simboliza legea, unul simboliza da, leviția, preoția și amândoi au trecut pe lângă om, pe lângă acest om bătut și nu l-au băgat în seamă. Și până la urmă a venit ce? A venit unul din Samaria, care ăștia erau evrei corciți cu neamurile, cu alte cuvinte nu erau evrei puri evrei curați, ăștia erau lepădați, evrei adevărați, nici nu stăteau de vorbă cu samaritenii, îi ocoleau, ocoleau și Samaria. Și vine omul ăsta și face câteva lucruri, una s-a oprit. El s-a oprit. Tu te mai oprești la nevoia celui din jurul tău? Te mai oprește durerea generației în care trăiești? Sau ai devenit atât de pasiv la durere încât treci mai departe și zici Domnul cu milă. El s-a oprit. Al doilea lucru care l-a făcut, i-a legat rănile. Ești tu gata să treci la acțiune și să legi niște răni? Să legi rănile cuiva înseamnă să te oprești din drumul tău, înseamnă să pui timpul tău și să-l sacrifici, înseamnă să faci un sacrificiu, înseamnă să plătești un preț. Să legi rănile cuiva înseamnă să asculți, să vezi ce-l doare, să-ți timp, suntem noi gata ca biserică să mai ascultăm rănile acestei generații? Pentru că Biblia spune clar, nu putem să ajutăm pe cineva dacă nu iubim. Și nu putem să iubim dacă nu ajutăm. S-a oprit, i-a legat rănile, mai spune Scriptura ceva, că i-a uns rănile cu un de lemn. Ești gata să începi să... Știți ce scump era un de lemn în vremea aia? Un de lemn în vremea aia era foarte scump, nu se găsea așa pe toate, pe toate drumurile. Mulțumesc frumos! a turnat peste ele un de lemn și vin. Ca să dezinfecteze și un de lemn nu produce vindecare. Ești tu gata să începi să consumi din lucrurile tale care le-ai pus deoparte, din spice alea, din lucrurile alea care dau gust vieții tale? A, ah, pe asta dădea gust vieții mele, cum să sacrific pentru altul? Asta mă făcea pe mine să fiu fericit, cum să sacrific pentru altul? Apoi l-a pus pe dobitocului. Biblia spune că omul s-a dat jos de pe măgar, și în loc să meargă el pe măgar să aibă el confort, l-a ridicat pe acest om căzut între tâlhari și l-a pus pe măgar. Și el a mers pe jos și aproape lui a mers cu măgarul. Ești tu gata să plătești prețul călătoriei pentru altcineva? Și nu numai că a rămas aici, îmi place atât de mult inima acestui om care stilbonizează pe Domnul Hristos, l-a dus la un han, a îngrijit de el și a spus hanjiului, ține-l aici până să vindecă și tot ce mai cheltuie pune în socoteala mea. Oameni buni, hai să ne evaluăm în dimineața asta, Joshi, ești din zona, te rog. Hai să ne evaluăm în dimineața asta prin prisma acestei pilde care Domnul Hristos nu ne-a spus-o să se afle în treabă, ne-a spus-o să ne trezească duhurile și inimile și mințile amorțite, amin? Poate ești unul din creștinii buni, dar ai amorțit. Poate ești unul din creștinii buni care au făcut fapte bune și au luminat generația lui, dar în generația asta a adormit. Ești ca fecioarele alea care au adormit. Domnul vrea să ne trezim. Mai lasă-mi puțin versetul ăla, te rog frumos. Eu sunt stârnit așa, când aud, mă, să știți că mă, mă, mă rupe la inimă. Eu am venit din ortodoxie, acolo unde buna zicea și alta făcea și am venit în biserica Domnului și în comunitatea creștină, nu vreau să aud aceeași poveste, mă doare. Am avut câțiva la mine electricieni zile trecute și mi-a zis, unde mă la pocăiți, nu-mi trebuie, lasă-mă cu poveștile astea. Și am spus, auz, nu toți sunt la fel. Îți și oameni buni, ca și la ortodox, pentru că eu am fost ortodox, sunt și acolo oameni buni, dar fiecare pădure are răscăturile ei, însă voi nu trebuie să vă uitați la om, uitați-vă la Dumnezeu. Să știi că oamenii vor să vadă bunătatea noastră. Și eu știți, oameni buni, de ce am rămas la pocăiți, la biserică, vreți să vă spun adevărul. Nu mi-au dat bani, nu mi-au dat haine, nu mi-au dat nici bătaie, dar am rămas nu pentru muzica bună, nici pentru scaunele bune, nici pentru căldură, pentru că eu m-am întors la Dumnezeu în, în, în vară spre august și deja în septembrie început să ploile reci și era o sală din asta, mare casă de cultură, am 30 de persoane acolo înfrigurați și cu gecile pe noi. La noi ningeam biserică și când am început să cânt la chitară am poze cu mine, cu geaca pe mine, cum țineam și suljeam. Dar știți de ce am rămas? Pentru că am văzut bunătate. Nu m-au atras muzica și predicile și cuvintele m-au atras bunătatea lor, m-au atras roadele care le-am văzut în viața acestor oameni. M-a atras înțelegerea lor. Acolo am plâns pentru prima oară în viața mea. Eu n-am putut să plâng până la vârsta de 16 ani jumate. Scânceam, dar nu curgeau lacrimi. Aveam un blocaj emoțional gigantic, enorm. Și pentru prima oară în viața mea am plâns acolo când ei au pus mâinile pe mine și m-au îmbrățișat și au zis, dacă tata și mama ta nu te vrea, noi te vrem. Și am făcut așa o baltă, prima mea baltă de lacrimi Și acum mi-o aduc aminte că am așa era de mare Am plâns și am plâns și am plâns de durere Și am plâns și Duhul Sfânt mă vindeca Și știți de ce am rămas? Pentru că am văzut că oamenii ăștia Nu doar cred Dar îl poartă pe Hristos În viața lor Poartă semnele crucii Poartă bunătatea, poartă pacea Poartă blândețea Ești tu gata să fii unul din oamenii ăștia Care să dă jos de, Din viteza vieții lui de pe caruselul vieții lui și are grijă de cei loviți. Pentru că știi de ce? Când vei întinde o mână, atunci Dumnezeu își va sluavă. Știu că trebuie să mergem la ciorbă și vom merge, dar trebuie să luăm o decizie astăzi bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred în predicarea cuvântului fără decizii. Biserica trebuie responsabilitate zată să răspundă la cuvânt. Te rog, răspunde astăzi la cuvântul lui Dumnezeu. Ești un creștin cu o credință vie care produce faptele bunele credinței sau credința ta este moartă? Dacă este moartă, am o veste bună. Credința ta poate să fie înviată prin cuvântul lui Dumnezeu pentru că ea vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai o credință vie și ai început să demonstrezi faptele credinței și luminezi, poți să luminezi și mai tare. Dar dacă nu ai, să știi că Dumnezeu te poate învia astăzi. Haideți să ne ridicăm împreună și haideți să ne rugăm Fiecare în dreptul lui ca Biserică. Și să spui Doamne, vreau să fiu un copil de Dumnezeu care demonstrează credința, care luminează prin faptele bune, ca ei să se întoarcă la tine și să dea slavă în ziua cercetării. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru. Că Tu ne-ai chemat să fim, Doamne, Dumnezeule, primii în fapte. Ne-ai chemat, Doamne, Dumnezeule, să fim cei din tâi, Doamne. Cei de pe urmă, tata. Așa cum spune Scriptura, Doamne, aici, Antit, Doamne. Și vreau, Doamne, să fiu unul din aceștia, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne Iisuse. Vreau să fiu, Doamne, Dumnezeule, așa cum ai spus în cuvântul Tău. Te rog, ajută-mă. Te rog, întărește-mă. Te rog, binecuvântează-mă. Mă pocăiesc, Doamne, pentru vremurile când am avut oportunități să luminez și n-am făcut-o. Mă pocăiesc pentru momentele de egoism, când am văzut nevoia și n-am sărit. Mă pocăiesc, Doamne, pentru timpul când l-am văzut pe acel om căzut și n-am întins o mână. Mă pocăiesc, Doamne, pentru că Tu ai spus că cine știe să facă bine și nu-l face, păcătuiește. Mă pocăiesc, Doamne. Iartă-mă, te rog, și ajută-mă să luminez generația în care m-ai pus. Amin. Vreau să citesc și să termin cu acest pasaj din Petru care mă provoacă întotdeauna. Petru 2 Petru 1 de la 5. 2 Petru, epistola 2 a, a lui Petru, capitolul 1 de la versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. De la 5, te rog, versetul 5 că vrem să citim împreună și să ne încurajăm unii pe alții. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, următorul, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Câți dintre voi vreți să fiți cunoscuți că ați iubit oamenii din jurul vostru? Mai punem o dată versetele alea, te rog. Vedeți unde e iubirea de oameni? Ia uitați-vă în ce verset este. Unde este? La capăt. Ce, ce pași sunt până la iubirea de oameni? De aceea. Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, evlavia. Cu evlavia, dragostea de frați. Și dragostea de frați cu iubirea de oameni. Vedeți câte etape sunt până la iubirea de oameni. De ce nu, de ce nu iubim oamenii? Pentru că nu luăm etapele care Petru ni l a dat aici. Tată, ajută-ne să unim cu credința noastră faptă Și așa cum spune Tit, să fim cei din tâi în fapte bune. Dragilor, ăsta e îndemnul care l-am pentru anul 2023. Haideți să fim cei din tâi în fapte bune. spune vecinului, hai să fim cei din tâi în fapte bune. Întoarce-te și spune-i, fă efortul ăsta măcar. spune vecinului de lângă tine. Fii cel din tâi în fapte bune.